sunt Elena și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi arăta ce cadouri am primit, pentru că pe 21 a fost ziua numelui meu, a fost Sfântul Constantin și Elena, mai corect Sfinții Constantin și Elena, așa că eu am primit foarte multe cadouri și foarte multe dintre voi ați fost curioase să vedeți ce am primit, așa că astăzi vă voi arăta ce cadouașe am primit. Voi începe cu cadourile de la Pandora, pentru că am câteva și sper să vă placă. Voi începe cu talismanele. Primul talisman, toate talismanele vin în astfel de cutiuțe. Să iau câte pot. Vin în astfel de cutiuțe, foarte elegante, foarte drăguțe, oricine s-ar bucura să primească o asemenea cutiuță. Este foarte drăguță, nu are nimic în ea, dar are totuși. Primul talisman este o poșetuță foarte drăguță cu un model dantelat așa pe față și cu o pietricică roz. Voi pune aici într-o parte o poză mai de aproape ca voi să vedeți mai bine cum arată, pentru că stau cumva la depărtare. Următorul talisman este talismanul fundiță. Este o fundiță dublă, la fel foarte bine lucrată, elegantă, mi-o doream de foarte mult timp. Următorul talisman este un talisman Murano. Este singurul talisman Murano pe care l-am primit. Arată foarte bine, este alb cu maro, așa, foarte drăguț. Următorul talisman este talismanul coroană. Este o coroană foarte, foarte drăguță. Este o coroană, nu știu, drăguță, frumos lucrată, pe care mi-o doream de foarte mult timp. Următorul talisman este talismanul cu inimioare. Este un talisman gol, pe dinăuntru și cu foarte multe inimioare, foarte drăguț. Talismanul numărul 6, da, numărul 6, este talismanul, mai puțin, ca a ieșit de pe această tijă, este un talisman gol pe dinăuntru și cu niște flori. Foarte drăguț, primăvăratic, așa, cu floricele. Chiar îmi plac aceste talismane cu floricele. Următorul talisman este talismanul inimioară cu cheiță. Cheița atârnă, dar dă foarte bine pe brățară. Arată foarte bine. Următorul este talismanul inimioară pe care scrie mamă, bine, mam. Este o inimioară goală cu foarte multe inimioare pe ea și inscripționat mam. Foarte, foarte drăguț, mi-l doream tare mult. Următorul este talismanul albinuță. Este singurul talisman care are un accent de aur. Toată albinuța este de argint. O albinuță foarte bine lucrată, are și piciorușe, așa, și mânuțe și două antene. Iar în mijlocul antenelor are acea coroniță de aur. Un detaliu foarte, foarte drăguț, mi-am dorit-o tare mult. Următorul talisman este talismanul mireasă și mire. Este un talisman foarte bine lucrat. Mireasa, nu știu, arată extrem de bine, o rochie drăguță. Îi se cunosc pur și simplu mărgelele, la mire îi se cunoaște papionul. Li se cunosc și pantofii, așa, adică li se văd toate cele, foarte, foarte drăguț, mi-a plăcut tare mult. Iar ultimul, sper că n-am uitat niciunul, nu știu, ultimul este talismanul sirenă. Este un talisman drăguț cu o sirenă,
drăguță, la fel foarte detaliată, are și codița pe spate, așa, părul lung, foarte, foarte drăguță. Următoarea bijuterie este un inel Pandora, foarte drăguț, un inel pe care mi-l doream extrem de mult, asta pentru că inelul pe care l-am primit anul trecut l-am pierdut și mi-a părut tare, tare rău pentru că era foarte elegant, finuț, dădea foarte bine pe mână. Anul acesta am primit unul și mai frumos și mai elegant și are și un accent de aur. Este această pietricică în sus, iar pe lângă pietricică mai este un mic ineluș din aur. Se potrivește perfect cu acea albinuță. Deci arată demențial. Uitați cât de bine arată un inel pe un alt inel, foarte, foarte drăguț. Iar ultima bijuterie de la Pandora este la fel o piesă pe care mi-o doream de foarte mult timp și anume cercelușii Pandora. Sunt niște cerceluși foarte frumoși, sunt niște cerceluși care pot fi personalizați. Adică această chestiuță care atârnă se poate da jos și se poate adăuga alta. Pur și simplu nu trebuie să-ți mai cumperi aceste tortițe, îți cumperi doar această chestiuță care atârnă. Foarte, foarte ingenioși cei de la Pandora. Mi-am luat cu această pietricică mov, pentru că movul reprezintă zodia balanță, eu sunt zodia balanță, așa că am spus că mi se va potrivi de minune și chiar se potrivesc, sunt superbi. Următorul cadou este unul pe care mi-l doream de foarte mult timp, dar nu m-am îndurat să dau atâți bani pe el, așa că l-am pus cumva pe lista pentru ziua mea și bineînțeles că l-am primit. În acest etui este un plastic pe care scrie Ray-Ban și Milano și așa mai departe. Un șervețel din acesta pe care scrie Ray-Ban. Și, bineînțeles, perechea de ochelari. Sunt niște ochelari aviator. Nu am vrut o culoare foarte aprinsă, pentru că am probat și verde, și albastru, și toate culorile posibile, dar m-am hotărât la aceștia. Au rama argentie, pentru a se potrivi cu brățelele Pandora, iar oglinda este un roz gold, așa, și sunt extrem, extrem de frumoși. Uitați cât de frumoși sunt, bine, nu știu cât de bine îmi stă mie cu ei, dar nu mai contează, am și eu niște ochelari Ray-Ban și sunt drăguți. Super! Chiar îi ador. Vara asta nu-i voi mai da jos de la ochi. Următorul cadou este un cadou chiar neașteptat pentru că nu se afla pe lista mea. Este un cadou la care s-a gândit soțul meu așa inopinant. Pentru că nouă ne place să ne plimbăm așa în fiecare seară, iar eu niciodată nu aveam o bluză de training să-mi pun pe deasupra tricoului și așa că s-a gândit el că aveam nevoie de una. Foarte drăguță, este grosuță, exact pentru vremea asta, se potrivește și la acest hijab și la ochelarii și la perechea de pantofiori pe care am să vă arăt mai încolo. Foarte, foarte drăguță, este lunguță cu buzunarele. Foarte drăguț din partea lui, deci vă spun sincer că chiar nu m-am așteptat. Anul acesta am avut pe listă foarte multe încălțări, pentru că a venit primăvara, vine vara și mă gândeam că nu am ce să mă încalț. Așa că am trecut pe listă o groază de papucei și pantofiori și adidașei și i-am primit. Prima pereche pe care am primit-o este această pereche de papuci Birkenstock. Mai am încă o pereche din aceea pentru degete, îi port de 4 ani de zile, sunt cei mai confortabili papuci ever și îi ador.
sunt albi, ca de obicei, îmi plac pantofi, papuci albi, așa, foarte drăguți și cu siguranță îi voi mai purta încă 4 ani de zile de acum încolo, atât de buni și drăguți sunt. Următorul cadou este format din 3 cadouri de la Converse. Pentru că nu m-am putut hotărâ la doar o culoare, mi-am luat 3 culori. Nu știu, așa este viața. Știi, când ești nebun, ești nebun de tot. Nu ești doar puțin nebun, ești nebun, pur și simplu. Sunt 3 perechi de Converse. Numai puțin. O să-i dărâm peste mine. Prima pereche. Să-i iau de la cea mai mică cutie la cea mai mare. Ok, prima cutie este aceasta. Capacul l-am lăsat jos, nu este aici. Este o pereche de Converse albă. Numai puțin. Are două seturi de șireturi. La aceasta deja am dat-o jos. Una roz bombon așa. Și albă. Arată sublim. Aici într-o parte cu roz scrie Converse. Pe spate All Star. Talpa este roz. Înăuntru este roz. Și sunt albi. Foarte drăguți. Cu siguranță vara aceasta Converse-ii vor fi viața mea. Următoarea pereche, cred că v-am înnebunit cu zgomotele. Următoarea pereche este o pereche tot așa din material. Este un bej, culoarea pielii. Sunt superbi. Acesta este, cred că este culoarea mea favorită. M-am încălțat cu ei și mi-a plăcut cel mai mult că mi-a stat cu aceștia. Culoarea piciorului, pur și simplu, era așa o continuitate. Înăuntru sunt la fel, crem, bej. Pe limbă scrie Converse All Stars. Pe spate scrie Converse All Stars. Și cam atât. Iar următoarea pereche este o pereche neagră și este o pereche din piele. Mi-am luat din piele pentru că m-am gândit că voi purta negru cel mai mult la colanți și rochițe. Negru se potrivește cu absolut orice culoare și am luat din piele. Crezând eu că vor ține mai mult și va da mai bine pe picior. Sunt negre, înăuntru sunt crem, pe limbă scrie All Star, iar pe spate All Star. Foarte bună pielea. Iar ultimul cadou este o pereche de tenis Vans. Am înnebunit cu tenisii anul acesta. Tenisii aceștia sunt din piele cu material. Sunt puțin mai nebunatici, așa, nu știu, cu acest material ca de armată, în față sunt din piele, nu știu, arată foarte bine, foarte, foarte drăguți. Cred că pe aceștia îi voi purta cel mai mult, sau nu știu, voi vedea eu. Pe spate scrie Vans of the Wall și cam atât, foarte, foarte drăguți. Cred că am zis de un miliard de ori foarte, foarte drăguți. Iar ultimul cadou primit de la o bună prietenă și anume de la Bianca, Mihaela Berinde, mi-a făcut un mic cadou. Cadourile nu contează dacă sunt mici sau mari, dar important e să vină de la persoane care țin la tine și care se gândesc la tine în acel moment. Mi-a trimis din Spania un mic cadouaș. Mi-a trimis și foarte, foarte funny și, nu știu, unicat. Mi-a trimis o chestiuță așa mică din hârtie cu o inimioară, iar înăuntru mi-a trimis un pandantiv de argint și cu o pietricică mov. Pentru că știa că movul se potrivește balanțelor.
foarte drăguț. Este o domnișoară, așa, o zână pe o lună. Foarte, foarte simpatic. Bineînțeles, o felicitare. O felicitare unică pe un bilet de tren. Foarte drăguț, cred că l-ați văzut pe Instagram. Și-a cumpărat de curând un șampon pe care l-a tot lăudat. Aici nu se găsește, mi-a trimis și mie și Valentinei. Și mi-a trimis într-un sticluță de Yves Rocher un șampon, din acel șampon al ei. S-a gândit la mine, a împărțit cu mine, este un gest minunat, de-abia aștept să îl încerc. Și mi-a trimis și 4 spray-uri din acestea mici, de la Revlon, Salon Hits, 11 beneficii, tratament pentru păr, foarte, foarte drăguț, de-abia aștept să le încerc. Îi mulțumesc tare mult că s-a gândit la mine. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că nu v-am plictisit, sper că v-au plăcut cadourile primite de mine. Dacă cineva se întreabă oare de ce am primit atâtea Pandora și nu am creat o poveste, nu știu, a fost în capul meu atunci când am început povestea mea Pandora, a fost să-mi creez o poveste pe o brățară Pandora. Apoi mi-am dat seama că într-un an de zile n-am strâns decât 5 chestiuțe. Adică viața mea, evenimentele din viața mea s-au epuizat până la 34 de ani. Toate s-au întâmplat, căsătorie, vacanțe, toate evenimentele fericite s-au întâmplat până la 34 de ani. Bineînțeles, vor mai fi de acum încolo și bineînțeles că atunci când va fi un eveniment foarte special, îmi voi adăuga un talisman special pe brățară. Sper că v-a plăcut clipulețul, dacă v-a plăcut nu uitați un like și un share, iar noi ne revedem săptămâna viitoare cu un nou videoclip. La revedere! Deci este un plus, pentru că nu trebuie să schimbi absolut nimic, niciun component, nimic, îl folosești așa cum este, nu ai niciun șnur care să te incomodeze, este perfect.